Consilierii locali ai municipiului Călăraș au ales prin vot secret, în cadrul ședinței ordinare din data de 6 noiembrie 2020, cele două persoane care vor ocupa funcțiile de viceprimari. În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie, PSD a obținut 9 mandate de consilier local, PNL 7 mandate, PMP 2 mandate, Pro-România 2 mandate și un mandat USR. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Călăraș. După cum ați văzut, sunt două proiecte de hotărâre, fiindcă mergem după nou cod administrativ, și trebuie făcută delimitarea între viceprimarul care va asigura, îl va înlocui pe primar în perioada în care acesta nu-și poate exercita funcția, și, mă rog, al doilea viceprimar. Practic, acum suntem la proiect de hotărâre pentru alegerea acestui viceprimar, prim viceprimar. Înlocuitorul primar. Înlocuitorul primar, da? Din partea grupurilor de consilieri, așteptăm propunerea. Vă rog, domnule consilier Ivan. PNL-ul propune pe Andrei Bogdan Niță. Andrei? Bogdan Niță. Niță. Vă mulțumesc. Din partea Partidului Mișcarea Populară îl propun pe domnul Buzăianu Toni. Buzăianu Toni. Da, da. Din partea Partidului Social Democrat îl propun pe domnul Dragu Nicolae. Vă mulțumesc. Poți să atomi buletinul de vot și procedura va fi prin, la fel ca la cetățean onor, prin tăie. Tăie. Deci, haideți să clarificăm. O singură persoană. Da. Nu? Și vor fi 5 nume pe buletin. 3. Două nume netăiat înseamnă invalidarea buletinului de vot. Deci trebuie să rămână unul. Explicați. Maxim un. Atât, mă, unul de semn. Sau doi, cât voi, mă. Nu, doi e invalidare. De ce? Păi cum să alegi pentru... Păi alegem unul acum sau doi? Da, unul trebuie să rămână. Da, unul trebuie să rămână. Deci tăiem 4, lăsăm 1. Vor fi trei. Trei propuneri și tăiați pe cine nu vreți și rămâne netăiat pe cine îl doriți. Netăiat. Exact, netăiat în bucăți. Deci avem Niță Andrei, Buzăianu Toni și Dragu Nicolae. După validarea primului viceprimar să facem o pauză de cine câteva minute. Cine este această propunere a domnului consilier Ivanciu, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cine este împotriva acestei? Să nu văd că pricep de... 7, 8, 9, 10. Sunt 11, 15. Din păcate, propunea dumneavoastră... Asta e. Un primar nu vă luați de colegele noastre. Nu, de aceea. Vă rog frumos, doamna președinte, să dați citire. Proces verbal încheiat astăzi, 6-11-2020. De către Comisia de Numărare a Voturilor exprimate de către consilierii locali prin vot secret. Procedându-se la numărarea voturilor privind alegerea viceprimarului 1 al municipiului Călăraș, s-au constatat următoarele. Andrei Bogdan Niță, număr de voturi exprimate 20, din care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 9, voturi împotrivă 11. Buzăianu Toni, număr de voturi exprimate 20, din care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 0, voturi împotrivă 0. Dragu Nicolae, număr de voturi exprimate 20, dintre care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 11, voturi împotrivă 9. În consecință, domnul Dragu Nicolae este ales viceprimarul numărul 1 al... Trecem la următorul proiect de hotărâre, cel de-al doilea viceprimar. La fel, vă rog frumos propuneri, domnule consilier. Suntem consecvenți, da. Îl propun tot pe Andrei, tânărul nostru coleg, Andrei Bogdan Niță. Vă mulțumesc, domnul Coman. Liviu Coman, Partidul Mișcarea Populară.
Alte propuneri, vă rog? Nu mai sunt propuneri? Nu mai sunt. Bun. Buletinul de vot cu cele două propuneri. Domnul Andrei și domnul Comandic. Da. Domnul Ivanciu? Între timp, Comisia de numărare a finalizat acțiunea. O rog pe doamna președintă să dea citire procesului verbal. Proces verbal încheiat astăzi, 6-11-2020, de către Comisia de numărare a voturilor exprimate de către consilierii locali prin vot secret. Procedându-se la numărarea voturilor, privind alegerea viceprimarului 2 al municipiului Călăraș, s-au constatat următoarele. Nița Andrei Bogdan, număr de voturi exprimate 20, dintre care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 9, voturi împotrivă 11. Coman Liviu, număr de voturi exprimate 20, dintre care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 11, voturi împotrivă 9. Vă mulțumesc, consilier Coman, este ales viceprimar al municipiului Călăraș. Felicitări, domnule viceprimar, vă rog frumos. Astăzi e un moment important pentru municipiul Călăraș și cetățenii lui, întrucât avem în componența noastră consilieri valoroși în toate domeniile de specialitate și sperăm ca orașul să redevină iar orașul florilor, ca să știți, el trecea, vă amintiți, locul 2 pe țară, era după Cluj ca spațiu verde și flori, după Cluj, ca să știți, că orașul, un oraș vestit. De asemenea, va trebui împreună, dumneavoastră și cu directorii de direcții, să punem în funcțiune alimentarea cu apă a orașului Dâmpuță de Mare Adâncime, care se tot trăgânează din anul 1996. Uitați că abia s-a făcut recepția zilele acestea. Domnul primar s-a făcut recepția, am înțeles, la... Deci, de asemenea, trebuie să construim locuințe pentru tine. Nu s-a construit decât două blocuri în 8 ani. Nu se poate. Noi, domnul consilier, mai vechi știu, noi făceam cel puțin 100 de apartamente pe an, ca să știți, consilierii vechi care, deci trebuie să trecem serios, să stăm la porțile Ministerului Dezvoltării și la CNI, să luăm bani să construim locuințe, pentru că mulți tineri pleacă și din cauza locuinței, la fel. De asemenea, curățenia trebuie ca orașul, trebuie să strălucească orașul. Nu numai în față, pe, știți, pe bulevardele principale, trebuie să intrăm la periferie, trăiesc oameni într-o mizerie, nu se poate așa, trăiesc, Doamne ferește, de epidemie. Deja o avem, acest COVID, dar la să apară și altele pe lângă aceste pacienți, pe lângă acest COVID. Eu zic că cu dumneavoastră împreună și cu cetățenii noștri vom face un oraș și, într-adevăr, modern și european. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi! Doresc să mulțumesc în primul rând tuturor cetățenilor care au făcut ca prin votul acordat să fiu ales în Consiliul Local și așa după cum am promis să-i asigur că voi face tot ce este posibil pentru a le valorifica votul exclusiv în binele comunității. Mă simt onorat și vă mulțumesc dumneavoastră celor care astăzi mi-ați acordat încrederea pentru ocuparea funcției de viceprimar. Doresc de asemenea să vă asigur, domnule primar, și pe dumneavoastră, stimați colegi din Consiliul Local, că îmi voi desfășura activitatea în spirit de echipă și voi pune la dispoziția demnității funcției întreaga mea experiență profesională și managerială în scopul dezvoltării municipiului nostru ca un oraș funcțional, modern, curat, civilizat, demn de o reședință de județ de nivel secolul 21. Consider că este timpul să trecem la treabă, să lăsăm deoparte rivalitățile politice, resentimentele, doctrinele și ideologiile de partid și vă invit, stimați colegi, să ne desfășurăm activitatea într-o relație corectă, instituțională, profesională
și să punem toți umărul la ridicarea Călărașului din condiția de oraș de provincie în care se regăsește astăzi. În aceste vremuri, mai mult ca oricând, trebuie să ne gândim la toți călărășenii în oricare parte a orașului ar locui, dar și la cei plecați departe pe care să ne dorim reveniți aici și să le asigurăm prin fapte liniștea și confortul traiului de zi cu zi, dovedindu-le că știm ce care ne sunt nevoile, ce avem de făcut și în ce ordine trebuie să prioritizate acțiunile actului de guvernanță locală pentru realizarea unui trai mai bun, cu sănătate, educație și confort de nivel european. Vă mulțumesc!